terminat procedura, prima procedură de achiziție camionului, oferta nu a fost conform, s-a anulat procedura, trebuie să ajung din nou la ea și să avizăm din nou procedura. Aș vrea să mai fac ceva completări, sau mă rog, ceva modificări, nu știu azi cât de mult o ai reușit, nu prea, sau cât de mult e legislația să modificăm pe aici de sarcini. În cazul sarcini să modifici chestia cu mărimea la acolo, la tonaj, adică și că a spus mai că voia mai mică, ca să poți încăpea și să iei de mai. Nu poți. Nu poți să intri în parametrii aprobați odată, decât după trei proceduri. Deci dacă după... La deci ce trei proceduri nu le nici oferă. Nu pot, atunci poți să schimbi în total proiectul de sarcini. Ce am constatat eu în caietul de sarcini, au fost o scăpare, era sărădița din oțel și nu scăie în oxidabil. Și am discutat la fir și au zis că, bun, da, e o scăpare, apare un cuvânt în plus. Adică sărădița din oțel, în oxidabil. N-ar fi o modificare de parametru. Ar mai fi undeva pe la un șasiu, pe lângă șasiu care e, acolo un șasiu suplimentar în formă de U. Nu știu ce vreau să fac șasiu ăla, dacă e bun sau nu e bun să rate pe mașină. Încerc acum să plec după ședință, să-mi văd. Dar astea au fost singurile... Nu, el a avut altceva. Mi-am cerut cartea clinică, el mi-a trimis-o în limba engleză. Mă rog, mai multe chestii au prins comisia acolo. Era o singură ofertă. A, o singură ofertă a fost? O singură ofertă, da, marca Renault și marca... Nici domnul camera nu le-a vrut marca. Nu știu dacă am scăpat de ei sau am scăpat de ei, dar... Nu, o singură ofertă cum? O mai întrebut cineva și s-o retras. Ne-a mai cerut cineva clarificări, spune de ce nu modificați nu știu ce sistem de frânare, nu știu ce... Ca să poată să cadreze și alții. Să cadreze și alții sau să cadreze ei. Ori a fi unul la voi să faceți ceva de modificare. Aia îți rămâne, aia... Cu trebuia, da, păi, de la început, pentru că am văzut la consultant cumva o tentă către o anumită marcă. Și atunci, din ofertele care le-am luat de la Mercedes, de la DAF, de la MAM, nu mai știu... Că am avut o discuție și cu consultantul, când mai chema, știi? Și am modificat noi parametrii acolo. Adică motorul care era fost de consultant era strict numărul... Atunci am modificat, am luat caracteristici din celelalte oferte și am să fac parte de la orice la administrație. Da, vorba comisiei, sau mă rog, vorba la banii ăștia, te aștepta la Mercedes. Da, vom vedea. Am văzut în ședința anterioară la aia care a fost extraordinară sau tentată cu rectificarea pe fondurile PNDL, despre o rectificare, că am zis eu, n-am făcut nimic cu grajdul, nici nu știu dacă avem timp, nici timp necesar, nici forța necesară, ca cei bani care au dus din excedent pe demolare și construire de garaj pentru utilaje, să-i ducem la drum. La partea sectorului 2 de drum Teiuș. E posibil săptămâna asta nu, dar cealaltă să semnăm contractul de execuție. A fost o singură ofertă, au avut ceva probleme mici pe la documentații, le-au solicitat clarificări, le-au prezentat. Astăzi cred că se încheie partea tehnică. Deschid financiarul, prin mai exact partea de financiar, cu cât o licitat, nu știu încă, nu mi-au deschis financiarul. Totdeauna doar e posibil să suntem la contract. Noi avem cât avem, nu mai știu exact cât avem din excedentul nostru, bazându-ne pe faptul că să luăm camionul și partea de eligibilitate din camion să-i ducem acolo, camionul ne întârzi acum, dacă dăm drumul la procedură, să... Am zis eu, mâine să fiu la București, joi să fiu la Iași, de joi încolo, dacă joi la Iași, 10 zile până când ne avizează firul, după care începe o nouă procedură, care poate dura, pe și 2-3 luni. Și oricum e durată până din banii aia. Și durată până din banii aia. Aș vrea să încercăm cu cât o putea obține la această rectificare cine luasă Ministerul Finanțelor pentru confinanțare și chiar erau bani pentru confinanțare drum, poate reușim să acoperim întreaga sumă, să știm că anul ăsta îl executăm, dar și achităm. Da, da, dacă ai făcut un lucru la început, trebuie terminat. Cu apa suntem la final, astăzi ne montează bombele și filtrele UPE, cred că, nu știu dacă mâine, dar săptămâna asta până la final putem dă drumul la 200 de apă. Și oare cheltuielile, domn primar, nu se mai măresc alea?
să vă mări cheltuielile la momentul consumului dublu de energie, când mă urca cu două pompe. Da. De când m-am plat și n-am avut probleme cu pompa, am mers să trebuie să fără pompă. De ce aia va fi o pompă rezervă? Păi nu, de ce? Trebuie să funcționez, poți să funcționez cu sâncul foraj, da. Dar funcționez cu ăla care crezi că e mai... Că e mai eficient. Exact. Și nu am avut să merge pe ăsta, nu. Da, da, trebuie să-l folosești și pe al altul, că de nu să-l ții în stand-by. Trebuie să-l în două. Deci, stai, stai, ăla dacă nu-l folosești. Păi, dar ții așa în stand-by mai bine. De ce? Nu, că... Dar apa curge acolo, când s-o plus, ies în curul tot la... Da, ar fi riscul nisipării. Adică surplusul curge, drept, dar surplusul tot curge, ia vine, 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 curge pe deasupra, dar în funcție ar putea să... Trebuie folosit și ăla. Dar îl folosim, deci nu poți... Poți să-i dai drumul la... Dar nu mergi cu concomitent. Da. Dar eu să curgez la amândouă, asta la amândouă. Da. Nu se opresc la amândouă. Deci n-ai să ai consum mai mare. Da, chiar din mediu. Poți să ai consum mai mare, dar în momentul în care chiar crezi că nu sunt cât băzim, mă trebuie să vezi calitatea pe care mai... Iar corresc la amândouă, se folosește și pe aia. Aștept acum un nou rând de buletine, de fapt nu mi-o prădă până cum vine cu buletinul de analiză, pentru că i-au scos imediat apă și-a dus la laborator, exact în momentul în care o barbotau încă, tot așa pentru denisipare pe fundul puțului, și o ieșit cu o leacă de turbiditate. Dar atunci, de atunci și până acum, apa s-a liniștit, ea vine de treaba ei, curge până de câteva luni jumate, cred că. Oricum trebuie să vină buletin de analiză. Da, nu știu dacă mai vreau ceva să vă spun, aș vrea să trecem iarăși repede și prin ședința asta, că mama mea s-a adunat, am promis atunci că stau, am stat la cealaltă, stau la dispoziție toată ziua, dar mă rog, și la diverse așa, dacă sunt chestiuni scurte... Data trecută nici nu o să mai țin la asta diverse. Eu v-am stat la dispoziție. Doamne primar, o rugăminte, a venit băieții de la Ioan de la Onești, au schimbat transformatorul și cutia cu siguranță și nu mai avem lumina, n-am stratat deloc. Astăzi vine firma și vedem ce că nu avem la Parava și plată mi s-a parat la Parava. Exact. Da. Probabil că o să ședință. Firma vine, e o firmă nouă, care nu cunoaște bine traseul, dar l-am lăsat pe Florin la dispoziția lor. Dacă este contribuit și eu, merg cu domnul Florin, le arătăm traseul tot. Noi ne vedem ședință, ei când vin Florin, ia și se duc peste tot pe unde sunt probleme. Nici eu nu știu mari probleme care sunt, au cam apărut de pe vreo dacă am văzut eu plecat. Știu de la Teiuș că nu arde un tronson, știu că la Parava nu arde de la postul 1 până în zona noastră. Știu că mai sunt niște metri lipsă. Undeva le-am dat notate, am zis, vă le notezi și tu, în momentul în care vin băieții, le înlocuim. Acum stăm și cam vreo și cu banii acolo, că mai sunt zonistări pentru niște lămpi. În primul contabil, sunt cam bar puțin la el, pe trimestrul ăsta, să vedem ce o fi în trimestrul următor. Da, dacă trece la ordinea de zi... Nu, trebuie, doamnă, eu încă pune. Trebuie fiecare ce ești pe cei de verbatul, să punem la bun. Nu știu, eu la bărb în la urmă? Nu, acum. Da, dacă cineva are obiectiune, cineva are obiectiune, să nu. Noi oricum n-am fost, n-avem nici votat. E puțin de cei de poți să-l zic. Da, și cei de doamnă. Și în via ta, asta 2018, consilier prezent ordin 13, secretarul a tratat citire procesului verbal la ședința anterioară care a fost aprobat în unanimitate. Domnul președinte, ședința a dat citire ordinii de zi și anume rectificarea cu cetare inițiator Costel de primarul comunii Parava. Ordinea de zi a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre și anexelor care a fost adoptat în unanimitate. Domnul consilier prezent s-au pus la discuții cu privire la stadiul de execuție al lucrărilor de reabilitare a școlii gimnaziale Parava și al drumurilor din localitate. Domnul președinte de ședință, am mulțumit pentru prezență și a declarat ședința încheiată. Cum asta s-a discutat. Este toată lumea de acord? Da? Domnul președinte, supune doar un proces verbal. Cine este pentru procesul verbal de la ședința ordinară? Ea a fost rendată. Rendată a fost. Deci câte voturi pentru? Care a fost? Care a fost? 8. Cei prezenți la ședință? Lipsește vicelui. 7. Cum spui tot dacă da? 7. Nu că au fost și vicelui, dar e la ce?
7 voturi. 7 voturi, sunteți... 13. Astăzi, nu, astăzi sunteți 12. Sunteți și domnul Ichim. Da. La afară domnul Ichim, toată lumea prezentă, da? Da. Da. Așa, deci procesul verbal se consideră aprobat, pentru că sunt 7, sunt 13, formul este asigurat, da? Da, urmează să începem. Am venit cu ordinea de zi a ședinței de astăzi, 31-a 7-a. Avem cele două proiecte de hotărâre, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea scrierilor datelor înregistrate, iar cel de-al doilea, aprobarea execuției bugetare de trimestrul 2, inițiator ambele proiecte de hotărâre, primarul Comunei Dumnezeu de Peste. Domnul primar, aveți cuvântul pentru ordinea de zi. Puneți la ordinea de zi, președinte. Întrebați cine a făcut ordinea de zi. Ok, deci cine este pentru ordinea de zi care a fost citită? Unanimitate? Unanimitate. Domnul primar, despre mântire la proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Domnul consilier, ordinul numărul 218 din 2015 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, care la articolul 81 aliniatul 4 prevede ca semestrial în ședința Consiliului Local prin grijă primarului să se facă analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și prin hotărâre să se stabilească măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Conform normelor tehnice de completare a registrului agricol, acesta se constituie ca document oficial de evidență primară în care se înscriu date privind componența gospodăriei, exploatației agricole, fără personalitate juridică, terenul aflat în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică, privată, modul de utilizare a suprafețelor agricole privind suprafața agricolă cultivată cu principalele culturi, suprafețele terenului cultivate, ogoarele, suprafața cultivată în serii și solarii și suprafața cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicule și numărul pomilor, alte plantații pomicule aflate în terenul agricol, biele, pepinierele, viticule, suprafețele efective ridicate în câmp, animalele domestice sau sălbatice, crescute în captivitate, situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor, agricole fără personalitate juridică cu domiciliu în localitate sau în proprietatea unităților cu personalitate juridică care au activitate pe raza localității, utilajele, instalațiile pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi, construcțiile existente la începutul anului. Registrul agricol se deschide pe o perioadă de 5 ani. În comună parama în luna curentă, stadiul fiii de dată în registrul agricol este următorul. Registrul agricol pe suport de fie este completat în proporție de 60%. Iar cele electronice nu s-a realizat încă o perioadă. Datorită faptului că atât registrul agricol în forma scrisă cât și cele electronice nu este completat în totalitate, am anunțat un proiect de hotărâre prin care se va adopta măsurile concrete pentru îmbunătățirea acestei activități. Da. Proiect de hotărâre prin stabilirea măsurilor de eficientizare a înscrisilor datelor în registrul agricol. Consiliul Local al Comunei Parama, județul Bacău. Având în vedere prevederea articolul 8 al 4 din ordinul 218 din 2015 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, întemeierea articolului 48 de legea administrației publice locale numărul 215-2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă măsurile pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019, după cum urmează. 1. Completarea registrului agricol atât în format pe hârtie, cât și în format electronic pentru perioada 2018, potrivit normelor tehnice de completare a registrului agricol. Termen 31-12-2018. Responsabil Mana Maria, referent superior, agent agricol, format pe hârtie, iar în format electronic se va încheia un contract cu de servicii cu persoane sau firme autorizate. 2. Modificarea datelor înscrise în registrul agricol se va face numai pe baza acordului scris a secretarului comunii. Termen imediat și permanent.
responsabil Mana Maria, pentru prezentarea secretarului comunii cu actele dovedite în vederea efectuării modificărilor. Orban Irma Maria, secretarul comunii pentru modificarea datelor gândești la viitor. Semestrial în ședința Consiliului Local se face analiza datelor de înscriere a datelor gândești la viitor. Responsabil primarul, secretarul comunii. Datele din tabele centralizatoare care se comunică întâi Direcția Județeană de Statistică, cât și Direcția Agricolei, să fie completate identic. Termen permanent. Responsabil Mana Maria, referent superioră, agent agricol. 3. Se va proceda la verificare și completarea în teren a corectitudinii scrierii datelor pe bază de declarații pe proprie răspundere și vizionarea persoanelor fizice și juridice. În cazul în care gospodăria vizitată nu găsește capul gospodăriei, ori un alt membru major al gospodăriei cu capacitate de plină de exercițiu care trebuie să dea declarații pe proprie răspundere, va lăsa o ședințare în care va preciza că acesta să vină în cel mai scurt timp la primărie pentru a face declarațiile necesare completării datelor în listă agricolă. Evitarea la primărie ori de câte ori este nevoia persoanelor fizice și juridice care au obligația să efectueze declarații pe înscrierea datelor în listă agricolă. Termen permanent. Responsabil, doamna Mana Maria, referent superior. 6. Comunicarea modificărilor și înscrierilor noi de registru agricol la compartimentul buget, contabilitate, venituri, impozite și taxe și la compartimentul tehnic, urbanism, în termen 3 zile lucrătoare de la data modificării sau înscrierii după caz, precum și verificarea concordanței datelor înscrise în registru agricol și a datelor cu privire la celelalte compartimente menționate. Termen permanent responsabil. Aici o greșeală, cred că, nu? E greșeală, da, au rămas. Doamna, ce vorbe? Da? Nu-mi dat seama că a rămas așa de într-o cum. Cer, scuze, e vina mea. Mare Maria, referim superior. Repalat Maria, referim superior. 7. Se va aplica să acțiuni conformezii persoanelor verificate în teren, dacă se constată că declarațiile făcute la listă agricolă sunt false sau nu conforme cu realitatea, precum și persoanele responsabile cu completarea listei agricole, atât pe suport de hârtie, cât și electronic. Termen permanent, responsabil primarul comunei Parava cu persoanele puternicite. Articolul 2. Secretarul Comunii va comunica prezentă autorită doamnei Mana Maria, primarul Comunii Parava, instituții prefectului județului Bacău. Ok, dacă... Deci, ca și electronic, când a apărut prima dată ordinul să avem registru în două variante, că se pot trăi și se pot electronic, le-am introdus. Problema e că nu s-au mai făcut mențiunile anuale. Aici, cu externalizarea acestui serviciu, nu cred că o să-l facem. Cred că tot noi, pe plan local, un funcționar care este mai, poate mai puțin liber într-o zi și care le are mai bine cu calculatoare, încercăm să facem mențiunile astea în registrul agricol. Dacă ne-o depăși și nu putea să facem față, atunci vom apela la externalizare. Pentru că și prima dată am apelat la o externalizare, a venit omul, ne-a ajutat, ne-a arătat pașii, iar apoi, încet, 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 cu ocazia eliberării a diferențelor APIA, mai ales în perioada aia când am făcut poziționare și am lucrat în echipă completă aici, cu două calculatoare și cu registrul agricol și cu autocadul, ne-am mișcat destul de binișor. Atunci, dar de atunci până acum se pare că am rămas în urmă cu partea electronică. Mai scrie cineva la înscriere registrul agricol electronic. Sperăm că nu o să mai fie nevoie de externalizare. Părerea mea. Păi da, dar haideți să o faceți externa cu o firmă străină sau nu o faceți? În măsurile care dumneavoastră spuneți că o să chemați o firmă, să plătim ca să facă electronic. Da? Probabil că mențiunea doamnei secretară trecută în hotărâre, ca și având o variantă de rezervă. În cazul în care nu ne-am descurcat că o fi mai complicat decât credem noi,
vom apela la această firmă. Deci eu cred că o să ne discutăm. Așa cred și eu, că avem atâția școlarizații. Dacă nu mai dați cu decizii, să mai luați alte persoane de alte compartimente care sunt mai libere, și pe urmă o să fie ultima variantă. Păi, așa am făcut și la prima... Da, dar din ce ați prezentat dumneavoastră, suport electronic trece direct când căutăm o firmă și o să spune... Se va încheia un contract de prestări de servicii. Ormai, credem că atunci când faceți angajări, puneți ca și cerințe obligatorii, cunoștință de calculator, de operare și așa mai departe. Nu cred că e cazul în 2018 să mai fie nevoie de căutat firmă specializată. Deci cine nu știe să lucreze? Deci mai plătim pe alții de a fost un concurs la care au venit cei mai buni și a câștigat cel mai bun din cei mai buni. Da. Nu se pune probleme. Deci, ce faci? Să dăm bani? Sunt de acord cu propunerea domnului Boboc, adică sunt de acord că la registrul acolo este mult de lucru. Mai poate domnul primar prin dispoziție să mai numească o persoană care are mai mult timp liber ca să o ajute, ca să... Se poate să fac chestia asta chiar pentru o dispoziție. Aparatul este sigur, dar dispoziția dumneavoastră. Dacă nu o fie... Domnul, pensiunea asta înainte de a vă da curs la discuții, pentru că... Nu, dar aici așa scrie. Nu, dar aici... Ai scrie cam destul de clar. Se va încheia un contract în prestă serviciu. Și noi când votăm acum votările, aia e asta. O împrins-o așa și așa rămâne. Și ne trezim că parcă am votat de... Vom fi degeaba noi aici. Deci, eu vedeam destul de s-o scoatem din context. S-o scoatem din context. Deci, dacă se va face... Dacă, cumva, e. Să reușești să fii compromisul. Dacă o fi probleme, discutăm atunci. Noi ne mândrim. Mai poate ne mândrim. Da, faceți un raport. Exact. Specializați, v-au câștigat concursul din 2009. Dată recentă, nu sunt rămași de... Zeci de ani da, și... Ai trimite și la specializare, dacă... Mai facem costul mai puțin, nu? Un costul mai puțin față decât aruncă firme străine. Firme străine cu tot felul de vize și... Salariile sunt motivate, nu cred absolut, că absolut. Problem. Deci, dacă rugămintea noastră este să scoateți asta, că se va încheia un contract de prestări servicii cu firme. Rămâne să... Se pune la vot, se pune la vot, propunerea domnului Bucovic. Deci, cine este pentru să se scoată din context fraza aceasta, da? Da, și domnul primar, deci când îi spuneți, cum ea sunt încă o persoană ca să o ajute pe doamna. Deci, este descurcă, deja o persoană. A, vedeți? De o lună, probabil. A, înseamnă că trebuie rezolvat. Specializare de o lună. Nu, zici. Eu am citit jucă primar prezidentului acum. L-am citit acasă și am văzut. Dacă vedeam, să nu aveți de-aia. Da, domnul primar a fost în concept și n-a ajuns. E vorba și nici n-am apucat să-l pun la curent. Ideea este cam așa. Problema e că până la sfârșitul anului noi trebuie să fim la bun cu tot registrul agricol, pentru că urmează un an în care se va face recensământul agricol. Și am primit atenționare de la Prefectură, Institutul Național de Statistică, că trebuie să fim la punct. Din ce am discutat cu colegele, avem probleme, avem lacune, în sensul că anumiți ani nu au fost deloc trecuți și nici n-am posibilitatea să le cer oamenilor să treacă, din punctul meu de vedere, aici, nu știu, va trebui să cer și informații la prefectură, pentru că doamnele trebuie să completeze pe o perioadă în care ele nu erau angajate. Deci mi se pare normal să le cer doamnelor să completeze informații pe o perioadă în care ei nu erau angajate, vorba de 2015, 2016, ele nu erau angajate în acea perioadă. Așa. Trebuie să soluție legală, trebuie să soluție legală, nu se poate. Dar credeți că firma poate? Nu, 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 e vorba de altceva. Domnul primar nu a știut să vă spun. Există acum niște programe, RANS și RENS. Înțelegeți? Acolo, în mod normal, trebuie o firmă specializată, pentru că au fost invitate colegele la cursuri, dar programul este foarte complex. Deci nu e ceva, hai să băgăm date în calculator și gata. Nu, e mai complex decât pare la prima vedere. Nu, dar fi vorba de la ședere, exact, altceva. Păi altceva, exact, la asta mă refeream. Nu era vorba de băgat date în calculator, pur și simplu. Din acest motiv am lăsat această posibilitate. Am luat legătura cu OCPI-ul. Cei de la OCPI, doamna de la OCPI, mi-a sugerat să
Vorbesc cu domnul care se ocupă deja de mentenanța programului Registrul Agricol, numai că el își cam deplină responsabilitatea, spune că e mult prea complicat pentru el. Și atunci, nu știu, urmează să vedem. De asta am lăsat acolo. Mi-ar fi plăcut să credeți că nici eu și nici domnul primar nu avem niciun interes să cheltuim banii comunii de dragul de a-i cheltui. Dacă într-adevăr se va impune să angajăm o firmă, o să venim cu proiect special, așa cum doriți domniile voastre, fără niciun fel de problemă. Dacă ne depășește, repet, pe această, mă referam, repet, la RENS și la RANS, doar băgat în calculator, nu se plânge nimeni. Niciunul dintre colegi nu a comentat lucrul ăsta. Dar RENS-ul și RANS sunt ceva diferit. Nici eu nu știu, sincer, să fiu exact despre ce este vorba. Din ce am discutat cu specialiștii, e ceva mai complicat decât pare la prima vedere. Dar fi vorba de RENS și de RANS, obligatoriu să trebuiască să avem acest contract extemenzat cu o firmă autorizată de cadastru. Deci cu o persoană de asta autorizată, numai ăștia poate să facă cel puțin RANS. Ai noștri nu sunt autorizați? Nu se poate califica? Nu, este specialitate. Cel la care? De fapt, acum la salariile astea asta, așa. Eu le-am trimis pe amândouă la niște cursuri oficiu de cadastru, da? Pentru că ei să facă parte din comisia de fond funciar ar trebui să fie autorizat minim ei. Le-am trimis la curs, au solit cursul amândouă, pentru că amândouă fiind în același compartiment, se poate locui oricând una cu cealaltă. Autorizat ei nu face rază. Deci, cu siguranță să nu fac rații. Ei nu sunt autorizați să facă măsurători topografici. Dacă era doar de introdus datele, nici nu discutam. Așa m-am aprins înainte a dumneavoastră că, da, dacă e vorba de rești de rați, acolo am fost și ultima la vreo două instruiri din focul și de altceva. Am trecut spune rețul ranțul și eu tot l-am dat deoparte, așa cum v-ați aminte că eram obligat să facem registrul la stradal, nomenclatorul stradal, la care eu m-am opus și am zis, nu-l fac, mi se pare anormal să fac rețea de stradal, nu știu, în satul Drăgușari, de exemplu, unde am uliță, două case. Cu două case sau cu o casă, să-i dau număr poștal, că nu ne mânești poștal, nu știu că e Dumnezeu nu. Dar se pare că nu prea putem scăpa de aia. Am trebuit să o faci. Rasul include și asta. RENS-ul include asta, în proces se întâmplă în dată dispoziție, în vederea realizării nomenclatorului stradal, urmăm după aceea să cerem avizul prefecturii și după ce obținem avizul prefecturii, venim în fața domniilor voastre pentru a aproba nomenclatorul stradal și după aceea să dăm drum la RENS și la toate astea. Discută la momentul respectiv. Un proiect separat pentru... Dacă le faceți și scriți și în format electronic, mai vedem. Nu, deci nu vorba numai de registrare. 60% scris și nu știu cât la sută erau electronic, da? Care nu eu cred că e bine să-l înveți, 100%. Dacă nu mai aveți un compartiment urbanist care poate să le ajute cât. Da. El îi fac totul. Și el ar trebui să pună... Spune aici, se va încheia un contract de prestări cu persoane sau firme autorizate. Deci sunt și persoane, nu neapărat firme. Autorizate. Ale noastre am înțeles, nu s-au autorizat. Nu. Deci orice autorizat de asta, ca să amizători, îi spui că așa nu autorizat. Deci da, așa ar fi totul. Are specializare respectiv. Ai noștri încă nu au. Poate se va de la o specializare asta? Nu. Haideți să înțelegem. Deci persoana autorizată înseamnă că eu, au firmă. Eu nu vreau să am autorizat. Nu servicii de ceva. Dar societate. Sunt și autorizat. Da, s-au spus firme. Firme sunt aia care au mulți angajați cu mulți topometrici. Eu am înțeles, pentru că poți să fii și persoane, specialiști de aceea, RSVG-SGE. La fel, poți să fii persoană autorizată și te duci și închei un contract de colaborare și nu ai firmă, dar ești ca autorizat. La fel și aici. Nu, ai firmă. Aici. Nu, mă refer similar. Mă refer ca și activități similare. Știi că făceam mici documentații și vizurile ei și-au făcut firmă și acum pun el stabil de autorizat. Cei care își prestează... Trecuți pe registrul comerțului. Au o firmă care colaborează. Nu mai are, nu mai are domnul privat. Deci toată lumea s-a autorizat care vor să facă lucrări de topografie, s-a autorizat. Și e autorizat pe registrul comerțului. Rămâne... Salariații noștri sunt funcționari publici. Da.
Am zis, dacă e doar pentru completat, sunt de acord cu totul cu asta, de la mine a început discuția. Dar dacă e vorba de realizarea Reusului Jeransu și Teagnă Bucură... Și nu, ca față am înțeles, atunci veniți cu un proiect. Nu, dar ce spune și aici, completat electronic, stăm în urmă tare și lingă. Asta am venit în sprijin, un primar mai pune și pe alții, ajute acolo. Să fie 100%. Sunt motivați. Da, acum sunt motivați, țăraia. Da. Am zis, de asta am început discuție. Deci dacă e vorba de completare, nu mă nici la firme. Dar dacă e vorba de rești de rași, dacă e vorba de tot, am zis că nu fac grepsul, nu fac rasul, mi se pare absurditate, nu ar trebui să-l facă, nu știu, răcăciunii unei anumite. De acord. Dar să fim obligați să alegi și asta, faceți un proiect separat pentru capitolul ăsta de rești și rași și atunci vom aprova la momentul respectiv. Voi scoate în hotărârea finală, voi scoate. Așa, așa. Cine este pentru? Nu rămâne așa. Nu-i modificare? Cu modificare, da. Cum am stabilit cu ei. Am votat la modificare. Am votat, da. Am votat. Care este rezultatul votului? Am zis că n-ați face un saș. Rezultatul votului, domnul președinte. Unanimitate. Unanimitate. Adică 12. Da, nu vedem cum am dorit apoi. Dispune motive privind aprobarea execuției bugetului local de pentru județul Bihor. Primarul Comunei Baraba de Zbacou, având în vedere prevederile secțiunii numărul 4, articolul 49, alineatul 12 din legea 273/2006, analizând raportul domnului contabil Jitaru Iuliana, de cadrul aparatului de specialitate din zborna primarului Comunei Baraba de Zbacou, în temeiul prevederii articolului 45 alineatul 1 și colaborat cu prevederea articolului 105 alineatul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local devenit în județul Cheltuieli. Față de cele prezentate, rog analizarea și aprobarea acestei hotărâri. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de pentru cheltuielile al Comunei Baraba și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul 2 al anului 2018. Consiliul Local Baraba, județul Bacău, având în vedere prevederile secțiunii numărul 4, articolul 49, alineatul 12 din legea 273/2006, analizând expunerea de motive a primarului Comunei Baraba, raportul domnului contabil Jitaru Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din zborna primarului Comunei Baraba, județul Bacău, avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, și în temeiul prevederii articolului 45 alineatul 1, colaborat cu prevederea articolului 105 alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a Comunei Baraba și a bugetului activității finanțate din venituri proprii pe trimestrul 2 al anului 2018, așa cum este prevăzut în anexa 1. Articolul 2, anexa 1, face parte integrată din prezenta hotărâri. Articolul 3, prin grijă al secretarului Comunei Baraba, județul Bacău, prezenta hotărâri va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. În stâțiul venitului județul Bacău, în vederea verificării legalității, primarul Comunei Baraba, județul Bacău, compartimentelor de specialitate. O să dăm citire la anexa 1. În partea de venituri. Deci, total, venituri prevăzut au fost 865,78, s-a încasat 910,53. Din care, pentru secțiunea funcționale total, prevăzut 820,78, realizat 860,53. Din care, impozit pe venit din transferul proprietăți, prevăzut 0,0, s-a încasat 1,03. Cote debarcate din impozitul pe venit, prevăzut 28,25, încasat 56,41. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzut 107, realizat 176,90. Impozit pe clădiri de la persoane fizice, prevăzut 23,43, încasat 22,12. Impozit pe clădiri la persoane juridice, prevăzut 7,50, realizat 10,35. Impozit pe teren de la persoane fizice, prevăzut 32, realizat 43,35. Impozit pe cele de la persoane juridice, prevăzut 1, realizat 0,29. Impozit pe teren extravilan, prevăzut 31, realizat 59,76. Taxe judiciare de timbru, prevăzut 3, realizat 2,27. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevăzut 2, realizat 5.
sume defalcate din TVA pentru cheltuieli decentralizate comunii. Revăzut 249, realizat 162,20. Sume defalcate din TVA pentru drumuri. Revăzut 11, realizat 11. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Revăzut 197, realizat 197. Taxe hoteliere. Revăzut 0, realizat 0. Impozit mijloace transport persoanei fizice. Revăzut 21, realizat 20,14. Impozit mijloace transport persoane juridice. Revăzut 5, realizat 2,78. Taxe autorizații funcționale. Revăzut 1,20, realizat 1,76. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor. Prevăzut 5,50, realizat 0,97. Alte impozite și taxe. Prevăzut 0,0, realizat 1,62. Venituri din concesiuni. Prevăzut 0,0, realizat 4,76. Alte venituri pe proprietate. 0,0,0. Venituri din prestări servicii. Prevăzut 0,0, realizat 0,19. Taxe extrajudiciare de timbru. Prevăzut 0,0, realizat 0,0. Venituri din amenzi. Prevăzut 15, realizat 10,13. Alte amenzi și penalități. Prevăzut 7, realizat 7,39. Taxe speciale. Prevăzut 92,90, realizat 60,61. Sume din finanțarea anului precedenți. 0,0,0. Alte venituri. 0,0,0. Păsămente din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare. Minus 45. Prevăzut, realizat 0,0. Subvenție de stat ajutoare pentru încălzirea locuinței. Prevăzut 16, realizat 2,51. Sume primite pentru copii cu CES, 0,0,0. Sume alocate pentru, din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrării sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Prevăzut 0,0, realizat 0,0. Secțiunea dezvoltare total. Prevăzut 45, realizat 50. Din care venituri din valoarea unor bunuri. Prevăzut 0,0,0. Sume primite din finanțare PNDL. 0,0,0. Dar banii ăștia nu au intrat între ăsta. Ăsta. Deci care ne-a rectificat? Nu am subotat aici, nu? Adică eu am zis așa, la partea. Dar la urmă, hai? La urmă. Terminat la urmă, ce nu rămâne. Băsămite din secțiunea funcționare. Așa nu înseamnă. Prevăzut 0,0,0. Ba, nu. Băsămite din secțiunea funcționare. Prevăzut 45, realizat 0,0. Sume excedentul bugetului la finele secțiunii dezvoltare. Prevăzut 0,0, realizat 50. Ne-a trebuit acum să te mutăm și la contabil, să ne lămurească aici. Hai că terminăm, pentru că noi am lăsat și până nu mai... Total cheltuieli. Prevăzut 1872,78, realizat 601,90, din care secțiunea de funcționare total. Autorității executive prevăzut 465,60, cheltuieli 316,95. Cheltuieli de personal prevăzut 387,50, cheltuieli 260,19. Bunuri și servicii prevăzut 78,10, cheltuieli 56,91. Sume recuperate din anii precedenți 0,0, realizat 0,14. Dobând 0,0,0, bunuri și servicii 0,0, dobând iarăși 0,0, sub capitol. Da. Transfer între instituții publice, centre de ocrotire socială. Prevăzut 6, cheltuit 5,26. Protecție civilă. Prevăzut 4,50, cheltuit 2,28. Bunuri și servicii. În cadrul protecției civile, prevăzut 4,50, cheltuit 2,28. La învățământ, prevăzut 3,50, cheltuit 7,91. Din care cheltuielul de personal 0,0. Bunuri și servicii. Prevăzut 33, cheltuit 7,91. 23. Prevăzut 23, cheltuit 7,91. Am lăsat zero? A spus 33. Ce? Să mă las de ideea ce de-aia. Etichete sociale, grădiniță și CES, prevăzut 7,50 și cheltuie 0,0. Păi și aici nu știu dat cu cei din urmă. Nu, 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 nu. La bunțe 0,0,0, sunt recunoscute mai prezent 0,0. Cultură, recreere și religie. Prevăzut 18,34, cheltuie 10,79, din care cheltuie de personal
16,34 prevăzut, cheltuie 10,58, din care bunuri și servicii prevăzut 2, cheltuie 0,21. Asistenta socială, prevăzut 207, cheltuit 166,58, din care cheltuielile de personal 77 prevăzut, cheltuie 65,46. Ajutoare în cărțile indemnizați persoane cu handicap, prevăzut 130, cheltuit 101,12. Servicii de dezvoltare publică, prevăzut 50,84, cheltuit 36,85. Din care cheltuielile de personal 30,84, prevăzut 20,24, cheltuit. Bunuri și servicii 20 prevăzut, 16,61 cheltuit. Protecția mediului, prevăzut 27, cheltuit 24,70. Transportul, prevăzut 12, cheltuit 7,75. Secțiunea dezvoltare total, prevăzut 1052,00, cheltuit 22,83. Autorități executive, prevăzut 70.000, cheltuit 00. Active fixe 70.000, prevăzut 00. Ordine de siguranță națională, prevăzut 13, cheltuit 00. Aici n-am dat banii pentru cameră, diferența aia, m-am dat doare. Siguranță națională. E național, e local. Datul cam la cameră. La fel ne explică, domnișoara. Bun. Învățăm, nu? Prevăzut 60, cheltuit 00. La cultură 0000. Locuinții, servicii și dezvoltare publică. Prevăzut 723. Cheltuit 5,29. La protecția mediului prevăzut 50, cheltuit 00. La transporturi prevăzut 136, cheltuit 17,55. Din care rambursări de credite 00, cheltuieli de capital 136, prevăzut 17,55 cheltuit. Deci excedem total minus 1,007. Are la prevedere pentru... Prevăzut. Realizat 38,63. 308. 308.000. Mai, iunie și iulie, nu? Și iulie. Păi, ar trebui să mai aici la proiectele astea. Aprilie, mai, și iunie. Aia e iulie. E iulie cu fiat de... Deci nu ai. Nu ai. Da. Cred că îmi iau degeaba dacă l-ați mărat bine în luni. Aveam o înlămurire la... Las-o! La PNDL, pentru că am avut realizări 00 și cheltuit 00. Adică n-am avut niciun casare de la minister și o decontare în trimestrul 2. Da-mi un... Păi vreau să duc la secțiunea rurală. Nu, e... Păi chiar dacă nu e asta care am făcut-o acum, noi am mai avut-o de contare. Da, da. La ce rând? La ce rând? La cheltuielile... Secțiunea dezvoltare... Așa? La care? PADL. Da, PADL. Nu, PADL. PADL. Păi la... 37. 37. Nu, că am senzat eu că am avut casări și plăți. Acum am și 0-0. Și prevederi și... Și mai am mai votat dată rechicarea asta, că nu? Nu? Ai mai dat o tranșă din banca. Da. De asta. Trebuia să fie fost ultima. Nu, da, ai la altă. Nu, ai la altă. Să fie și ai la altă trimestrul la ultima. Nu, mă, asta e ultima, asta a fost în urmă. Da, asta n-avea când se intre, am intrat la executarea cealaltă. Așa e la domnul să intre. La ce aia trebuie să intre. Trebuie să intre. Trebuie să intre. S-a făcut în timp. La ce bun. Rămâne acolo un semn și dacă nu puteți spune la urmă. Haideți să vedem cu toate și cu urmă. Noi am făcut vreo 3 semne și... Nu, e ceva ciudat. Dar să mă duc și mă uit de pe ele. Până vine domnișoara contabilă, vroiam să vă amintesc că la ședința din 31 mai, în curent, am rugat domnule primar să ne aduceți și nouă. Bă, eu nici astăzi nu pot să-l aduc, nici n-aș fi de ședință, eu am
plecam la Bacău și nu mă agățează la ședința de consiliu astăzi. Deci ședința de consiliu a fost convocată în absența mea. Nu e problema asta că a fost convocată în absența mea. Vă am amintit că poate la cealaltă să ne aduceți. Parafrazându-l pe garanțiale, știți cum spune el, trădare, trădare, dar să știm și noi. Așa și noi, cu firmă de consultanță, dar să știm și noi, documente. Firma, ce cu ea, cum se cheamă, avem și noi idei, suntem aici care l-au Business Group. Mă rog, dacă vedem un document, vedem atunci despre ce-i vorba, să știm cum, în ce fel a recuperat acei bani și ne aduce înapoi, ca să punem acolo la alte cheltuieli. Da. Și dacă tot avem o mică pauză până în domnișoara... Dar putem discuta și la proiectul ăsta, nu? Nu, vreau să mai discutăm. Da. Dacă aveți, spuneți la chestiune. Da, referitor la învățământ. Erau prea văzut 60... Vă rog să spuneți ce se consemnează. Da, da, consemnați, vă rog să consemnați, da? Așa. Vă rog, vă rog, vă rog. Deci, la capitolul învățământ, prevăzut 60, cheltuit 0, da? Zero. Zero. Prevăzut 60, realizat 0. Pe cheltuire. Pe cheltuire. Poate de ce este aspect, nu? Că nu s-au cheltuit. Poate s-au cheltuit luna iulie. Dar vreau să vă reamintesc că grădinița Parava nu a fost vorbită niciodată de la dare în funcție. Deci aș vrea ca la 15 septembrie și această grăbinită să beneficieze de igienizare. Pun în pericol și sănătatea copiilor și a cadrelor. Deci dacă nu sunt bani și nu sunt fonduri, veni să vin aici la noi, să ne prezinte, să căutăm alte surse. Dar nu să rămână în situația anilor precedente. Da, acolo nici nu trebuie să vină bani. La 80. La învățământ nu e nicio problemă. Nu, nu, nu. Nu. Că trebuie să fie lucruri diferite. Învățământul... Au și cheltuieli. Da, au cheltuielile lor din bugetul lor pentru întreținere. Dar să nu fie vorba de banii care am prevăzut noi pentru cofinanțarea proiectului la care lucrăm. Aici, la 80. La 80, da. Mă rog, la capitolul învățământ. Așa ca un exemplu. Acolo s-ar putea să fie asta ce spun. E ca un exemplu. E asta ce spun eu. Bun, bun. Dar au ei. Adică, din bugetul lor să prevadă domnul Sudis Cinin și cu domnul Ciubotar, sunteți în cozidalitate, să-și fac. Deci, ce spune domnul Bărdini, chiar perfect adevărat. Păi, deci, niciodată din toată funcțiunii n-au vărit în interiorul grădinii tale. De acum sunt atâți ani. Și până la o recepție aia finală, s-a și s-a rezolvat treaba aia. Păi, deci, eu știu că o parte să-mi să mă urchem adevărit, dar la acoperișul nu eu știu că da. Deci, mai plouă. Eu știu că da. Eu n-am plecat, am un ședință de consiliu de care n-am știut, efectiv, eu vin din concediu. Dar acum te-ai ședința, cum mă trebuie să fie dumneavoastră? Bun, vă salut, vă salut. Eu știu că da. Nu mi s-a mai plâns nimeni, nu mi-a dus nimeni niciun... Deci știu că m-au mai chemat să lămurim să se remediază toate. Convenit că n-am făcut mai lăsat chestia cu acoperișul. Unde mai ploua. Restul am lui făcut. Eu am fost și nimeni nu s-o plâns. Rupturile. Păi rupturile la Uluce și mai văzut unde ploua undeva. Rupturile în zidul. Și alea nici făcut să pară, mai făcut să făcut. 60.000 de lei. Nu, ăștia ce-am plăcut. Nu, era un exemplu. Nu, era un exemplu. Puteam să spun că sunt bani și nu... cheltuie. Nu, deci sunt banii măștrii. Construcă mi-a dus situații de lucrări. Mâine s-ar părea să mă duc la București cu ambele situații de București, și cu drum, și cu... Nici o încurcătură în documentația aceea, s-a venit 1.800.000 și s-a plătit 1.800.000. Da, eu cred că s-a redactat. Da. Unul corect, nu știu că... Asta e pe drum, da. Nu, asta e plătită, poate din... Plătită pe drum, da. Nu, nu știu, la noi nu apare în documentația care am primit-o noi. Ce am primit, eu i-am printat. Și o dată. A fost o eroare. Da, eu nu știu, o să rămâi, dar tot fac acum picea bună. Dacă vreți să mai rămâneți un pic... Dar mai rămâneți un pic, ca să nu mai rămâneți. Nu mă pic, că ăsta e fost rău. Și cum se rămâne asta. S-a dus și la urmă un lucru. Cu tichete la grădiniță, să ceară grădiniță și ce? Aia, ce era asta.
Nu le-am dat degete? Păi și toți zilele de ușor. Nu, v-ați fost că asta ce e la 2000 am avut fiecare și nu. Citiți-o oficial altă, că așa l-am avut. Știți că pe asta care am avut făcut. Da, 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 da. Nu, e ceva și activele fixe aici la 7. Dar nu fie chiar ăla din la primul trimestru la 2008. Nici nu a curcat. Aici vine. Da, da, asta e, aici stă. Hai, hai, aici apare la fel, dar vreau să întrebăm și noi. Asta e din lumea națională cu ea. E vorba despre ce? E cea de la da. Despre ce prezidentul militar ne-a spus de trecută pe ianuarie, februarie. Ordine și siguranță națională, aici la ce se referă? Aici este la ISMU, unde avem abonamentele la camerele de filmat. Așa. Ce mai avem? Cam atât, dar nu știam noi, când ne întrebau. Motorina la Bulgo, că ce-i luat pe ISMU trebuie plătit de transport. Și unde mai aveam? Cheltuie la transport, la transport. La transporturi este... Nu, la transporturi este, aici mai poate. Cheltuirea. E diferență. Cheltuirea, da. Mai faci câte o gofă la fiecare ședință și să fim un procentul de cauză. Avem și o doamna secretar, deci o propunere. Noi primim, nicio problemă, formatele. Da. Ok, dar în timpul ședinței, la masă ai un exemplar, la masă asta un exemplar, să fii. Bine. Nu suntem absurzi. Unii documentații, așa nu, dacă cum aia... Nu trebuie trimis. Adică să... Noi am mai printat noi, dar nu toți colegii au acasă. Măcar de grup, de grupul... De sau măcar așa. La fiecare comisie. La fiecare comisie să fie câteva în general. Trei comisii, trei se poate. Păi, nu se întâmplă zboate. Nu, în plen să fie. În plen să fie. Trei mese aici. Dar, da, dar și comisia de zoologie vine să aibă. De-aia s-am zis la fiecare da, comisie. Da, da, da. Sunt pe grupuri parlamentare, adică comisie, un grup parlamentar, a doua comisie, un alt grup parlamentar nu, și a treia comisie. Nu, comisie sunt de toate grupurile parlamentare, la parlamentul, de adevăr, sunt multe comisii, la noi suntem două. Trei. Trei. Păi da, trei comisii, trei, trei grupuri parlamentare sunt. Nu, sunt aici. Nu suntem trei, că vreți cum sunt. Da. Păi PSD-ul alt din grup, așa. PNL-ul un grup și TME-ul un grup. Iar cel de la... Unii care nu s-au întâlnit în grupe. Păi, erau la voi la început, stai. Hai să discutăm la chestiune. Da, în grup. Trebuie să pariviți. Suntem ascoleți. Pariviți aici, nu acolo. Păi, eu n-am zis la grupul nostru, ei sunt sănătate. Discutăm la chestiune, da? La buget. Suntem lămuriți cu toții? Mai aveți întrebări? Păi nu, deci, de ce văd eu aici? Amendă nu s-o plătit nimic acum. Nu știu. Nici o amendă, nimic. Mi-a promis domnul primar că la ședința următoare ne-a dus și nouă comunitația cu firmația de consultanță. Deocamdată, atât. Mai aveți ceva de adăugat, de întrebat. Mulțumim frumos, domnișoarei. Așa? Trecem la vă, da? Cine este pentru aprobarea proiectului? Am dat multă șpaia. Cine este pentru? Sectorul de urși finalizat, de închis în Cidurești, marcajul da, de marcajul de obligatoare de circulație. L-am scuturat de toți banii, ar mai fi necesar.
arăt aici. Legea îmi spune să vă pun la dispoziție documentație, nu îmi spune să vă pun în format scris letnic. Da? Deci îmi pare rău, mai mult de atât, nu am cum să fac nici. Și care nu are telefon? Care nu are telefon, vine la sediul meu. Vine aici, în materiul și... Îți dă documentația orice trebuie și așa cum trebuie documentația față. Când veniți aici, sigur că da, vă duc poate face niște copii și trimiți? Nu mai avem pe tine, da. Că nu o să faci un buget, și nu avem noi venit să nu mai dăm deloc. Haideți să vă mai spun eu despre domnul care e în lucru, deci pe Iușul l-am închis din punct de vedere financiar, l-am scuturat din toate încheieturile. Și am constatat, lucrând pe vremea destul de anevoioasă, ar mai fi necesar ceva metri de iar, un jur de șans speriat. Acum sperăm noi... Betonat. Așa se numește. Și unde nu e betonat, cum se cheamă? Cum? Unde nu este betonat, cum se cheamă? Natural. Așa se numește. Așa sunt trecuri și împregântenci. Rigură de pământ. Ce am văzut aici la cimitirul, mi-am zis eu cum fac Rigola Carizoară, am renunțat la ideea de Rigola Carizoară, că am văzut cum vine apa și cum se ar fi colmatat și cum ar fi dat apa afară, am renunțat la ideea de Rigola Carizoară și am făcut doar șansperiat. Și ar mai fi nevoie pe partea stângă, că de pe aici, măcar de vreo 102 de metri de șanse de asta periat, pentru că terenul este în destul de... E un loi stare risipos, cu care ați mers în magazin, m-ați zis cât de mult s-a dat și șansă. Și pe urmă s-a pus în asfalt. S-a pus și în asfalt, e drept. Ce intră apa în partul drumului. Măi, eu stoi, că se dar tendința să ducă, să facă succesul. Da, și n-am vrea să întâmple asta. Dar, din păcate, de financiare, am, la un moment dat am spus că renunț și la drumurile laterale, asfaltate, să fie doar de balastru, în favoarea șanțelor. Dar, pe urmă, tot eu am spus, băi, stai o leacă, sunt prevăzut din proiect. Am aprobat ca indicatori tehnici, așa, în Consiliul Local. Nu, rămânem fără șansă, rămânem fără șansă. Vom vedea. Poate, poate, scoatem Drăgușane mai ieftin și o mai aduce de acolo. Așa, din previziuni, s-ar părea că am mai putea aduce de acolo ceva pe drumul Deișului. Dar pe drumul Deișului ar fi doar porțiunea de șansă. În rest, s-au băgat șansă destul de mult. A fost decopertat pentru cine trebuie pe acolo, a fost decopertat pe ambele sensuri din sat până de vali, pe părțile exterioare a drumului, acolo ne-a apărut ca și drum nou, pământ. Și n-am mai avut gândit să ne gândim din unde de financiar. Nu am văzut acolo, permiți domnul președinte, da? Nu am văzut acolo în fața cimitirului Nicolae Carosabil, care discutați noi. Păi nu, a fost de ea. Da, am renunțat la ea, favoarea șanțului, pentru că nu am văzut cum vine apa peste lucrătoria acolo. Nicola Carosabil o funcționează. O funcționează, pentru că trebuie să deschidere atât. Dar putea să facă mâine, da? Pus. Nu pot să fie. Eu am văzut prevăzut cu proiectul Nicola Carosabil la comanda mea, și pe un sens și pe altul. Când am văzut cum vine apa peste noi acolo... Păi nu, dar s-a făcut podul ăla de ar, da? Așa. Păi ia acolo apa. Deci cât acum mai vine cu aia? Acum e noi a toată în colul că e bine. Nu te de grade, nu? S-a adună și nu știu cum am mai putea noi deja apa acolo, că și acolo am făcut trecerea aia, dar... A trebuit să mai obstruționăm trecerea aia. Vine prea multă la Bali? Da. Și ce să mă? Păi nu, ajungem. Iază-o la oricum, e suprafață mare. Din iază, dacă e, se duce în șan, tot în părul se duce. Dar o ia mai lin, nu mai vine aici, deodată, știi? Nu mai duce așa, deodată în frate. Bine, asta e o situație, e o chestie așa, de compromis. Noi mere de proiectare, spune așa, la 300 de metri de drum, trebuie să ai undeva o descărcare. De. Ori noi n-aveam nicio descărcare tot... Exact. Tot 2 km și. Da. Apa aia toată la mare aici? Pentru că o să vin oamenii și au venit, stai că de ce dai apa la mine, stai că de ce dai apa la mine. Că care proiectant a făcut așa? Că zici, ia să fiu chemat pe instanță din cauza construcției unui drum. Și m-am dat și eu, păi stai, de ce e așa? Păi, dar tot pe 2 km n-ai descărcare. Și ai și drumul în parc. Când domnul de proiectare spune clar. M-am zis, la 300 metri și am trebuit să ai o descărcare undeva. Acum nu știu cât de mulțumiți vor fi oameni sau nu ar fi, că deja nemulțumirile au început să curgă, anul ce nu pot intra la bucată,
șansa de ședință la modul discuții, deci nu-i fac codețe, 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 bă, fraților, dar nu poți să fac codețe la fiecare proprietate. Da? Deci ne-am făcut codețe pe drumurile existente de exploatare, la fiecare drum am pus codețe, sau eventual, dacă nu a fost frigol, am făcut intrare. Dar acum trebuie să ajung cu nea Coca Polarul să văd ce probleme are el, că el vrea să cosească un cernă zânele astea și nu poate intra. Dar duceți-o Coca la Polarul. De balast, domnul Marci, dar să-și ducă cimentul să-și facă. Nu, 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 își fac fiecare cuvânt. La fiecare, fiecare, părerea mea este să-și facă. Asta este renunță fiecare, pentru un drum de exploatare paralel cu drumul ăsta. Drum paralel cu șofia. Problema e că ăla care are bucata în soare din... Mă duc să-l apernă. 7-8 am văzut. Aia trebuie discutat cu oameni și la mâncarea sunt bucățile care sunt paralele. Ai vreo două. Puținii, dar pe partea stângă, cum te duci spre ei. Așa, da. Iar care te duci spre, te ești de dreapta, toți au spre... Da, dar nu-i problemă pe dreapta, că ies în drumul de exploatare dincolo. E și acolo problemă. De exemplu, la Marcel, e problemă. La momentul la care se va domnica dacă sistematic, dar... Dar, acolo sus, la Teiuș, de la pământul domnului Dilibașa și până la... Intrare în sat, unde lucrăm acum pe sistematic, nu s-a prezentat niciun om, decât Aurel Nepădat. Cu cine vorbești? Pentru ce? Ca să ne spui, bă, lăsați fiecare câte un cap, să puteți ieși și vorbim la gardul... Dar pe mine nu mă chema nimeni, că eu am în partea aia la altă. Păi, nu, dar partea aia. Bun, eu zic în partea aia la altă. Păi când mă faci acolo, te chemăm. Eu las, eu las, nu-i problemă. Am chemat inclusiv pe cei cu carte, cu bicazul domnului Dribașa. Deci dacă ai carte funciară, dar acum noi numai cât e rebocenă dacă ești rucenă prost. Dar în rest, ai cartea, nu ți-o mai facem noi încă o dată. Dar vrea să fii om acolo, că știi vecinătăți, mi-a dat informații și vreau să vă spun. Doamne, la lățime de 20 de metri, 2 metri, deci, nu e mare. Deci oricum ai vreo de care nu-l folosești, un... Unii tot tractorul. Deci oricum nu-l folosești pe ăla, deci... S-ar găsi înțeleg, dar pentru o ședință... Cum e Budeașchi, aici care s-a reșit cu noi consilieri, discuta cu persoane și... Aici, domnul Războaie de amândouă, îmi aduc aminte când îl acea profesor de istorie la școală, adică domnul Tienu îl acea la școală, să ne povestească el cum a fost în primul război mondial, cum a fost în al doilea. Ori după el sunt atâția copii care nu mai sunt. Da. Da? Ați putea, e o problemă. E mult mai zi. Așa, așa. Pentru că așa spuneți că e simplu, dar pe urmă omul... Deci acolo nu e simplu. Deci jumile ne-a făcut la mine, că s-a întâmplat că era de gol la podeț. Eu am lăsat loc, vecinul din spate nu vrea să lasă. De-aia a spus, dacă tu nu lași nici tu, să știi că nu te lasă treci pe aici. Adică la tine e închis totul, vrei să calci numai acolo. Lasă și tu un metru, băi, vete, să iasă și ceilalți. Că nu, efectiv, nu se iasă din bucată. N-au. Și am lăsat pune, domnule, și-o balastră aici, nu mor acum pentru... La Brăjușani au fost proiectat 300 de metri de drept. Mie mi s-a părut mult de la început 300 de metri de drept. Dar s-a făcut drept pe partea dreaptă, deci mă refer cum ne urcăm către capătul drumului, nu s-o ajung, dar aia trebuie să o disu nicio formă, că n-avea niciun motiv să se fie degeaba. Dar o trebuie făcut și pe partea opusă. Și s-o cam dus din drept, că eu tot speram, aia rămâne 100 de metri din drept, din 100 de metri din drept, mai facem 100 de metri de șanță, sau poate și mai mult, facem evaluare, financiară, vedem ce este. Nu, a fost nevoie să fac drept și pe partea înaltă, pentru că apa nu pleca din patul... Patului, având și acea fântână, care o știți, la început să vă și care apa era la nivelul drumului, acum apa nu se capă, dar nu se capă. Nu se capă, s-a dus la vreo 3 metri. Domnul primar, dar aici la Trăgușeni, la Trăgușeni, ce facem, domnule, la Trăgușeni aia la Trăgușeni? Ați văzut ce mult ce e astea? De la Bursuc și până la Trăgușeni, e nenorocit. Acolo trebuie un pod. Un pod. E nenorocit, mare, domnule. Ce nu putem noi face un podeț la Bursuc, că eu am ales acolo reprezentat de deceni și acum... Un tub, efectiv. Nu-l vor face, deși eu le-am urmat adresă și pentru podul mare. Am băgat psente, le-am făcut poze, le-am trimis. N-au bani. Dar nu trebuie bani, le dăm noi tuburi, ca să recuperați tuburi de la Teiuș. Nu mai vrea, dă-i pus să... Trebuie să facă ceva. Ai rezolvat problema aia. Problema aia trebuie discuția cu oamenii din capătul satului, pentru că eu am avut o perioadă în care mașina lui hidroconstrucție au stat degeaba, am echipat bordul excavatorul cu cupa trapezoidală, m-a rugat de ei să dea mașina, mi-au dat-o și mi-a mai dădea în continuare. Problema că mi-a plecat omul nostru de pe bordul, că l-aș fi stăpat cu cupa trapezoidală, l-aș fi încărcat să-l duc undeva.
Dar plecând omul în concediu și cu biletii de stațiune, nu prea am avut cum să-l... Domnul primar, chiar dacă săpăm acolo. Dar la... da. Se oprește apa tot păi acolo. Apa se oprește voit, pentru că oamenii de peste drum acolo, i-au dat timp. Da, da. 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 Imediat duce și un fund de podețul la stație. Și podețul de la drum, pentru că nu știu dacă au fost prost pus podețul ăla la început, cum au fost pus acolo. Dar șapa se duce direct în locata la Iordache. Drobătă și s-o podească la 19 grade, eu leacă mai trebuie. Nu pleacă. Și apoi, ducându-se în colo, mai duce la Iordache Papa. Și pe aia, adică, îl gândați, mai plângi. Mi-a dat ziază să mă dar unde plânge că... O subtrabă de stare directă, pe sub asfalt, să se ducă acolo la vârful, la bursul, cum se cheamă, pe lângă drumul care este. Mai bine ar fi indicat. Și cum? Trebuie așa de bine să facem culopă? Cum fi sub? Problema este că trebuie făcut șansă. Deci apa cu de Troiță și tu se până spre Părăuă. Da, am înțeles. Spun, am înțeles. Dar nu noi. Înțeles asta. Și trece pe sub drum, ce face? Trebuie să coboare pe sub drum. Facem pe sub drum. Păi cum faci? Domnul primar, am și eu două părți de spus. Dacă toți suntem la capitolul drumului, vreau să luați bursuri cu drumul ăla de așa zis Valea Plângerii, cum a primit-o domnul Vlad. Dar rugate băieții de la Valea asta, nici o mașină din Palatul nu s-a dus pe acolo și plâng cetățenii. Așa e. Pentru că sunt probleme la capitolul de acolo, în zona Nistor, în zona Marin Sandu. Deci faceți cumva și rezolvați cumva problema asta, pentru că învățați ce e acolo. V-am spus că avem bani de 10 mașini de ziua, pentru că v-am spus de următoare și tot i-am spus să vedem ce ne, surpriză ne pot crea ploi. Dacă ploi se vor liniști, cât mai avem o să ducem. Dar au rugat ocolul pe drum și am rugat frumos de acolo. Mai duc o forestier, de la Maria în sus. Nu, nimic. Deși ei îl strică. Deci el strâng. Deci am spus să ne pune și ei, am măsuri. Dacă nu punem bariera, facem proiectul ăla din costă, că e și gata. Eu i-am rugat să... Nu, o trecut la utilajele lor, au trecut și au rezolvat numai la pădure, dar în zona satului nu au făcut nimic. Nu, numai decât îl strâng, aproape ceva nu-i face nimic. Dacă te spunem doar de 10 mașini de piatră și pune piatra asta pe șosele, fără să facem șanță, acolo deja va pune. Pierdem și mașinile alea pe spre de Iuș. Ei rupt pe acolo, pe la... Da, să-i drum și cu banii respectivi, nu sunt șapte. Șapte, nu știu ce cum să vă spun eu. Eu când am fost vici, am făcut șapte acolo, dacă nu i-am. Așa? Și unde șapte, Drumul va fi foarte rezistent. Acostamentele, alea de beton, sunt urmate doar de 10 cm. Când s-au întâlnit două camioane încărcate și dacă una s-a dus cu roata pe acostament, s-a dus acostament. Așa îl condiționez. Deci nu ne cași pe drumul de sus, vii pe aici. Atunci va fi nevoie să la mai mașina mare? Nu înțeleg. Da, mai trebuie acolo. Nu înțeleg. Da, mâini jumate. Da. Mă retrag de acum că... Dragi colegi, o problemă la mine acolo. Nu leacă bordul să îndrepte drumul ăla. De la mai trebuie să o dată. Mai l-am trebuit cum a rus de la școală. Suntem, cum ne chinim, numai cu căruțele, cu roaba. Suntem plătitori, atâtea mașini, taxe. Ar trebui o leacă. Ba, o dată, la o săptămână să treacă. Odată să treacă. 3 minute. Nu ne-am întâlnit, dar trebuie să facă niște refuz de ăsta. Refuz. Și pe ulița lui Rupu ar trebui să treacă pe acolo. Măi, acolo e drumul care circulăm. Da, vă rog să treacă. Acolo stau niște plătători și trafii, domnule. Și aia nu prea plătesc. Nu prea plătesc. Dar nu prea plătesc. Dar nu prea plătesc. Mașini, impozite. Domnul Fișcu, stimați colegi, vroiam să propun un lucru.
că tot spunea domnul primar că nașul de ședință, că a fost astăzi. Haideți să stabilim noi. La fiecare ședință stabilim data următoare no. ședințe. No. Dar bag propune. Data de 15 ani. Luni să fie ședința ordinară. Nu, nu, nu. M-am uitat în calendar. Ar veni luna la urmă spui 20, până la urmă spui 20. Dar nu asta contează dacă e 15 sâmbă la judecă, o faci luni. Întrebăm și pe doamna secretară. Deci asta e o cutumă care vreți să o stabilim luni la vot. Domnul primar să știe din timp, domnul vice să știe și el din timp. Nu să știe plecamă după ceea de ceva, știe. Că nu e chiar de ceva. O să mă conformez în ceea ce spune dumneavoastră. Dar eu vă spun așa, că pentru ședințele ordinare, din punctul meu de vedere, data pentru mine nu e nicio problemă, dar când dau seama, e o problemă la contabilitate. Pentru că apar mereu probleme din acestea spre sfârșitul lunii, din ce am observat, înțelegeți, după datele 20. Așa. Data ședinței de astăzi am pus-o în ultima zi cu dumneavoastră, în discuții, la cererea dumneavoastră, pentru că a spus cu o parte din asta, nu știu ce e. Păi ne-ați fost la ședință, domnul. Nu vreau, trebuie să mă anunțați. Și mi-au spus. Dacă am anunțat, am anunțat. Nu, nu, nu. Așa, și am zis, domnule, atunci, dacă... I-am înțeles că nu mai apar probleme. O facem extraordinară. Da. Haideți că la ședința extraordinară nu a venit nimeni. Dar nu a fost extraordinară. Dar nu a fost extraordinară. Dar nu a fost extraordinară. De îndată nu e același. Ședința de îndată vin numai proști. Ceilalți... Bă, dar să ați autobat. Trebuie să avem unul simț. Trebuie să avem unul simț. Să anunțați cu ședința ședință. Nu sunt tău legat la ele. Dar am anunțat. Nu știu nimeni. Nu știu nimeni. Nu știu nimeni. Așa este. Așa este. Da, domnul Bobo, nu sunt proștii care trebuie să mai faci. Nu, 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 cine face proiectul de hotărâre, ăla trebuie să hotărească data. Noi aplicăm o propunere, să punem la vot. Tot îmi vă convine și ședințele ordinare ca să rupem ușile, nu? Da, da, da. Încă o dată îmi spun, asta nu pot să decid eu. Nu știu ce probleme apar de parcursul asta. Toate, la toate primările știu că ședințele ordinare se fac în general după data de 20. Și nu poți să știi niciodată data exactă, nici o instituție, nici o primărie nu stabilește cât e data de 15 față. Sunt o mai adevărat. Poți să ne am zis puteți să încercăm cu titlul de experiment să vedem ce a funcționat. Adică să vă spunem de ce. Știm și noi din timp, ședința de timp, ne organizăm și noi timp. Ce zile nu avem timp? Care suntem și suntem de ce nu avem? Ce zile nu avem timp? Hai, legea ați doi, pe voi, pe ta și zile. Ba, ești pregătești, oare, mult mai pregătești. Mai mult, dar... Avară, pregătești. Se va spune, haideți ca să nu vorbim unii peste alții. Vă rog frumos, vreau să-mi spun lucru și pe ea, pentru că este important. Domnul Pinu spunea că nu s-a știut de ședința asta. Luați că nu s-a știut. Nu. A spus să ne programăm și noi. Ideea era asta. Repet, legea spune așa, că ședințele ordinare se anunță cu 5 zile mai da. Eu am anunțat cu 7 oameni. Bine, da. Și mai, și tot nu e suficient. Da, ce da. Să fac mai mult? Nu să pregătesc intens, domnii consilieri, cu cele 5 zile. Ce se documentați? Nu, dar domnul primar nu știu. Doamne președinte, facem balaganul din vadul lumea cu toate așa hai să vorbim. Eu cred că fiecare sunt oameni maturi, adulți, știu că nu trebuie să vorbim unii peste alții și mai ales cu voce ridicată, pentru că suntem la 2 metri unii față de ceilalți. Ideea este așa, că din moment ce știți că după data de 20 a lunii trebuie să fie ordinar. Fiecare își face cum am. Asta vreau să vă întreb dumneavoastră, cum ar fi mai bine ca dată, din punct de vedere a documentației și tocmai, după 20 a lunii, toți colegii îmi spuneți. Îmi spun așa, colegii. Când ai ședința ordinară? Păi zic voi când vreți, măi, ca să vezi niște filoni. Pentru că au și ei termenele lor. O punem pe 20, 20 și... Nu, nu, pe 20 am făcut că... Să pui o dată pentru toate lumea de până. Nu poți să știi cum fii, că fii într-o weekend să... Nu, nu, dacă e în weekend, nu mai e 20. Dar eu am zis, domnul Bucă. De exemplu, lumea următoare, domnul Tomasei.
luna următoare de 29, ca dintr-o miercuri, Sfântul Ioane și sărbătoarele, suntem cu toți oameni la frate, bine așa? Sunteți de acord? Nu! Vreau să punem la vot, ca să nu există discuții. Cine este pentru 29 sau pentru cine este pentru 29 august? Da, domnule! Sfântul Ioane, auzi! Așa, Daniel? Avem Ion de la... Dacă sunt alte probleme, nu știu că de a hotărât pe 20. Păi avem timp, el e om gură de aur, pentru ce am putut să da. Deci cu asta... Asta a fost în 29. Dacă mai aveți ceva de... Dacă mai aveți ceva de... Ședința de astăzi...